Bineînțeles că sunt în multe privințe în dezacord cu vorbitorul dinaintea mea și v-aș arăta câteva motive. Pentru că, așa cum spunea, și o să o iau punctual și foarte pe scurt, așa cum spunea, într-adevăr, investim, și cum spunea și doamna din sală, investim foarte mult în infrastructură. Și apropo de balance sheet-ul de care spuneați, un prim răspuns ar fi toate profiturile au fost reinvestite în companie. Și al doilea răspuns vis-a-vis de faptul cum putem să susținem cu abonamentele între 10 și 40 de euro față de câteva sute de euro asigurare privată pe lună, cam ceea ce faceți și dumneavoastră în asigurări, risk management pe partea de abonamente. Pe partea de reformă avem patru lucruri importante. Mâine se va vorbi de finanțarea sistemului și probabil de supervizarea lui și de reglementarea legislativă. Eu aș vrea doar să mă leg de furnizarea de servicii. Pentru că finanțarea sistemului este din ce în ce mai dificilă. Peste 65 de ani din populație, observați ce se întâmplă în Europa, în România peste 12% din cei care trăiesc în România au peste 65 de ani. Ceea ce înseamnă că nevoile lor medicale sunt din ce în ce mai mari și mai diversificate. S-a vorbit deja de numărul de doctori și de asistente în scădere la nivel mondial, nu numai în România. Dacă ne uităm la asistentele la 10.000 de locuitori, România are 42 față de Germania 81 sau Polonia 52. Și dacă ne uităm la această hartă, vedem că în lume sunt din ce în ce mai multe probleme, ceea ce înseamnă că migrația nu o să fie numai în Uniunea Europeană, probabil și în alte țări. La doctori, România este la, datele sunt la 2009, probabil că 2010 e un pic mai, s-au echilibrat. România 19, Franța 37, Germania 35, Polonia 20. Deci, iarăși avem o problemă acută vis-a-vis de medici și de doctori, o simțim și noi în domeniul privat. Partea pozitivă este că la noi deja avem medici care s-au întors din străinătate și lucrează deja la noi. Deci avem primii pași, vedem luminița de la capătul tunelului, că într-adevăr pe anumite specialități pentru anumiți doctori avem capabilitatea financiară și forța să putem să-i aducem înapoi și să livreze servicii medicale în România. Mixul de specialități este nebalansat și asta este o mare problemă, apropo de faptul că meseria de a fi doctor nu mai e la modă și dacă e la modă, doar anumite specialități sunt la modă în domeniul medical. Nu mai sunt atât de mulți doctori pe diferite specialități medicale. Iar mobilitatea crescută ne face iarăși să avem o presiune din ce în ce mai mare pe doctori și pe capabilitățile lor. M-aș opri la acest slide, pentru că s-a vorbit foarte mult despre cum reformăm sistemul. Și ceea ce se întâmplă în Statele Unite, apropo de eficientizarea operațională și problemele grave pe care ei le au, totuși, dacă ne uităm la măsurile folosite de-a lungul anilor, și m-aș uita doar la ce se întâmplă din anii 90 până încoace, apropo de managementul proceselor și deciziile clinice, gândiți-vă un pic unde credeți că suntem noi în spitalele de stat. Pentru că nu cred că aplicăm tehnici operaționale de management sau fluxuri mapate și implementate, sau sisteme electronice pentru suporturile operaționale. Practic, cred că primul lucru care ar fi să știm ce se întâmplă în sistem, să știm ce se întâmplă în spital, să știm ce se întâmplă cu pacienții, să știm, să avem date statistice și măcar să putem să le evaluăm. Există o coexistență a sistemului privat-public și credem foarte mult în ea și am simțit-o de-a lungul anilor atât în domeniile în care activăm, adică ne referim strict la serviciile medicale, dar și ne uităm și la laboratoare și la cabinetele medicale pentru dentiști, de exemplu. Există clar o coexistență și credem în ea pentru că sistemul privat are niște puncte forte, iar sistemul public are niște puncte forte. Și credem că aceste lucruri coexistă. Pentru că, apropo de medici, sunt din ce în ce mai mulți medici care sunt pe anumite specialități și mă refer, de exemplu, la ambulatoriul performant din sistemul privat și dacă ne gândim la câți dintre dumneavoastră ați accesat, probabil în ultimele 6 luni, serviciile medicale din sistemul privat pentru ambulatoriu, pare că rata este destul de mare. Cât se cheltuie în sistemul privat? România este la 19,7%, sunt date sunt din 2009, am văzut datele prezentate, erau puțin mai mari,
Acestea mi se par un pic mai noi. Iar la nivel global, 40%, pentru că există o influență masivă din partea Angliei și Statele Unite. Dar dacă ne uităm la Europa, vedem 20 și ceva este cifra magică către care ne îndreptăm. Prevenția, iarăși, e un lucru extrem de important pe care noi îl facem în privat cu companiile care sunt abonate la noi. Avem din ce în ce mai multe programe de prevenție pentru angajații companiilor care lucrează cu Centrul Medical Unirea. Asta este o statistică din Statele Unite, apropo de ei o analizau din perspectiva faptului nu neapărat al câți oameni ar putea fi salvați, ci câte costuri ar putea reduce la nivel de Statele Unite dacă ar exista multe sisteme de prevenție din partea statului și din partea asiguratorilor privați. Cifrele sunt extrem de impresionante. Ce putem să vă spunem din perspectiva companiei care are cel mai multe abonamente private? Sunt din ce în ce mai multe companii interesate să facă acțiuni de prevenție pentru angajații lor și sunt din ce în ce mai active în acest domeniu. Credem o alternativă la asigurări private de sănătate și vă provoc la un mic exercițiu. Haideți să presupunem că de mâine toți din această sală suntem asigurați privați. Se desființează, se introduc asigurări private obligatorii și toți din această sală suntem asigurați. Infrastructura? Unde mergeți? Unde vă duceți? Că veți plăti abonamente de asigurări de sute de euro. Mai există un pas. Noi nu spunem că nu sunt bune sau că nu este un model bine definit. Dar ne uităm la ce se întâmplă în străinătate, așa cum povestea și domnul Vlădescu. Și toată lumea știe sistemele din străinătate. Știm că cel mai performant sistem sau cele mai performante sisteme sunt considerate cele olandeze și cele a țărilor nordice. Cred că există o corelație și a faptului că sunt țări mai mici, cu o populație mai mică și probabil că este mai ușor de gestionat sistemul. Dar avem nevoie de infrastructură. Și de aceea credem că există o alternativă puternică a furnizorilor de servicii medicale și vis-a-vis de abonamentele care au fost mai devreme blamate, pentru că noi creăm infrastructura serviciilor private. Și investim destul de mult în acest domeniu, într-adevăr asistăm și la consolidarea pieței, dar această infrastructură nu s-ar putea realiza fără furnizorii de servicii medicale. Doar două cuvinte despre medici, pentru că tocmai am finalizat un studiu comandat de noi împreună cu IRSOP, apropo de ce se întâmplă cu medicii din țară. Deja avem 24% din medicii din țară care lucrează numai în sistemul privat și 38% din ei lucrează și în sistemul privat și în sistemul public. Deci avem peste 50%, peste 60% din medici care au văzut ce înseamnă sistemul privat medical în România. Ce propunem și credem că este diferența între a introduce asigurări de sănătate acum, noi o vedem într-o fază ulterioară, faza 2, ci cred că este mai ușor și mai avantajos atât din punct de vedere politic, pentru că a lua decizii în sănătate este într-adevăr un lucru extrem de dificil pentru politicieni. Credem într-o susținere a legislației fiscale ce încurajează investițiile în domeniul sănătății. Și credem în cutărie, pentru că am văzut de-a lungul anilor și ne uităm la anii 70-80 ce s-a întâmplat în străinătate, așa s-a început. Prin legislație fiscală care să încurajeze investitorii să vină și să facă infrastructură în domeniul privat din România.